Femeia din satul Soltănești, raionul Nisporeni, care la sfârșitul lunii noiembrie anului trecut și-a uitat peste noapte copilul de 1 an și 4 luni în stradă, iar dimineața fusese găsit fără suflare, a ajuns din nou pe banca acuzațiilor. Astăzi urma să aibă loc o nouă ședință de judecată, însă din motiv că nu avea un avocat, aceasta a fost amânată. Femeia a fost scumpă la vorbă, însă soțul acesteia ne-a spus că ea nu se simte vinovată pentru cele întâmplate. Prima ședință de judecată a avut loc în data de 13 martie, însă femeia nu s-a prezentat la timp, iar astfel magistrații au amânat ședința propriu-zisă. Astăzi, femeia a pășit pragul judecătoriei ungheni alături de soțul său, care spune că ea nu poartă nicio vină pentru decesul copilului. O consider vinovat? Nu consider vinovat, bine să mă-și caz. Dacă nu știu ce s-a întâmplat, da. E din, cum s-au povestit, din 4 litri și s-au fost ieși o servit. Imposibil să servit n-aș stare, că să nu ți-ai minte. Și s-a întâmplat acolo, eu nu știu. Nimic nu s-a ce minte. Și ei s-au spus așa. Retrăim, despre ce și decizie să iei judecată. Procurorii cer pentru femeie 4 ani de pușcărie. Astăzi a fost examinat cauza penală de învinuită de comiterea unei infracțiuni prevăzut de codul penal, și anume 149. Cu păreri de rău, instanța a dispus amânarea ședinței, acordând părții apărării de a conveni asupra probelor care urmează să fie prezentate de acest sau asupra cererii privind recunoașterea vinovăției acestora. Amintim că tragicul incident a avut loc la data de 28 noiembrie 2018. Femeia care era beată revenea din ospeție și pe drum ar fi scăpat copilul din brațe și nu s-a mai întors să-l ia. Ea este cercetată penal în libertate.